Bună seara! Da, după aspectul jocului, sincer, pot să zic că sunt nemulțumit de rezultat aici, analizând doar echipa mea. De ce? Pentru că am mai avut încă două ocazii rarisime, adică în momentul când scap singur cu portarul, e ceva extraordinar și procentajul ar trebui să fie mult mai mare în golurile marcate. E adevărat, dacă e să privesc în ansamblu și din nou am avut ocazii bune de a marca, două bări, alte situații, dar noi chiar am avut, adică pentru mine e foarte important momentul ăsta când ajungi să fii singur cu portarul și, mă repet, trebuie să marchezi. Ce pot să zic? Băieții au luptat extraordinar. Chiar cu peste, eu știu, peste un procentaj de 100% au dat mult mai mult. Am fost criticați de multe ori, ne acceptăm și am acceptat aceste critici, le merităm. Dar tot timpul am spus, toți noi ce suntem aici în club, iubim acest club, nu îl trădăm și vom juca până la ultima picătură ca să ne îndeplinim obiectivul. Astăzi s-a încheiat doar prima repriză. Mai e o repriză la București, unde presiunea, cred eu, va fi enormă pe ambele echipe. Cine va fi mai puternic din punct de vedere mental, cred că va reuși să-și apropie rezultatul care să pentru noi să promovăm la Liga 1, în principiu. Da? În rest, mulțumesc publicului care iarăși a fost în număr mare. Știți foarte bine, în trecut am început cu 10.000, au venit 14.000. La meciul cu Ermanstad au fost 22.000, păcat că n-am reușit atunci pasul final să promovăm la Liga 1. Și atunci pot să spun că eu am simțit că acest club reprezintă unul dintre cele mai importante și este din România și nu trebuie să vorbim aici de istorie, nu trebuie să vorbim de alte situații, ci doar de publicul care a venit în număr mare de atâtea jocuri și cred eu că dacă ar fi să facem o medie, am fi pe locul întâi sau poate în primele trei în România la ora actuală. Ne gândim că suntem o echipă de Liga 2, dar după cum ați văzut ce aveam și noi în spatele băncii, Clujul, da, este doar în alb și negru. Și asta lumea trebuie să înțeleagă. Ar fi bine să înțeleagă. În Cluj sunt mulți oameni care iubesc acest club. Poate mulți dintre ei au stat așa într-o expectativă să vadă ce se întâmplă. E adevărat că fotbalul din ziua de astăzi, ca să-i aduci la stadion, ai nevoie de rezultate. Dar acest club este imens și cred eu că poate juca în multe meciuri cu casa închisă. Le mulțumesc încă o dată. Sper să fie alături de noi cu toată energia, cu sufletul, cu inima, în cele 95-100 de minute care se vor desfășura la București. Mulțumesc. Ce se întâmplă cu Florian Haică? Dacă m-ați întrebat așa, pot să vă spun ce se întâmplă cu Vali Alexandru. Adică nu e o întrebare care, vă dați seama, sunt alegerile antrenorului din timpul unui meci, în funcție de adversar, în funcție de situațiile de joc. Toată lumea știe că Haită a venit aici la Cluj datorită mie și este unul dintre jucătorii mei preferați, dar asta nu înseamnă că nu îmi urmăresc interesul și în special rezultatul ca această echipă să câștige de cât mai multe ori, iar acum în situația de față să promoveze. Și pot să spun că poate Haită va intra la București, va da gol și vom promova. Nu știu. Am spus tot timpul, n-am titulari, am o echipă. Poate am fost criticat de multe ori că tot am fost făcut schimbări, n-avem un lot numeros, suntem 23 de jucători, nu ca alte echipe 30, 40, 60, da? Mă bazez pe fiecare dintre ei și de aceea
fiecare a avut șansa să joace, fiecare va avea șansa să joace și să își lase amprenta asupra acestei echipe și sper eu într-un mod pozitiv și plăcut pentru toată lumea. După eșecul cu Hermannstadt, v-ați mai fi așteptat la un asemenea public pe Cluj Arena, să vină atât de mulți? Sincer, ținând cont de adversar, ținând cont de frăția dintre cluburi, ținând cont de numele Dinamo, mă gândeam că asistența va fi numeroasă. Poate dacă jucam noi cu Chindia sau cu o altă echipă, nu știu. Dar asta ce mi-aș dori eu și aici chiar mă adresez publicului. Poate să demonstreze tuturor în această țară că Ucluj este numărul 1. În acest moment, din punct de vedere al publicului, pe viitor, sper eu, și din punct de vedere sportiv. Aici noi trebuie să venim și să ne ridicăm la nivelul lor. Bună Linca, dar tu ce urmă în victorie în seara asta? Într-un meci de maraj, un meci tur, cum vi s-a părut Dinamo București și ce speranțe trageți pentru returul de foc? Am spus, nu pot să fiu nedrept să spun că am fost noi extraordinari, că am fost cei mai buni, cei mai frumoși fotbalul. În fotbal, de fapt, sunt momente importante, situații. Mi-aduc aminte de jocul cu Hermannstadt când am luat gol dintr-o fază fixă și s-a schimbat tot jocul sau de acolo am început să suferim, ei s-au apărat foarte bine. Pot să spun în oglindă că și noi când am câștigat la Mediaș, am dat gol dintr-un corner în minutul 5 și am câștigat cu 2-0 și lumea trebuie să înțeleagă asta. În fotbal tot timpul minutele sau zecile de minute sau momentele variază. Când odată o echipă, când odată, acum depinde de fiecare cum reușește să fie mai eficientă. Astăzi, după cum spuneam, Dinamo a avut momente bune, a avut două bări, a avut poate și alte ocazii importante, dar cred că diferența un pic s-a făcut aici la determinare. Chiar băieții au jucat cu inima, s-au sacrificat și asta cred că i-a ajutat și Dumnezeu le-a dat să câștige acest meci. A jucat cu mult mai multe determinare decât în multe alte jocuri. A fost tactica dumneavoastră de a juca la Concordia Chiajna cu 6 jucători noi. Am mai explicat. Nu am mai explicat. N-am odihnit pe nimeni. Am avut doar accidentați. Am dat șansa altor jucători care, vă repet, au jucat în etapele premergătoare. Adică dacă iar mă provocați. Vedeți că noi n-am băgat jucători. Singurul care a fost Păun, care n-a jucat în acest an. Uitați-vă la echipele care au folosit în deplasare un lot de jucători, printre care apăreau jucători neutilizați niciun minut. Vreți să vă spun la Slobozia că minutul 84 iese Moros din poartă 99 și intră Jercălău 2005? De ce? Nu comentez. Atenție, eu am mai repetat. Eu pot să spun și am curajul să spun orice vreau. Știți de ce? Că mă uit la oricine în ochi și nimeni nu are ce să îmi reproșeze sau să-mi zică că bă, ai făcut tu vreodată ceva. Eu la testul v-am zis să mergem la orice test vrea fiecare antrenor. Știți cum mă duc? Relaxat. Dar nu știu cât să-s relaxat să vină cu mine. Aia e problema. Și chiar le doresc tuturor antrenorilor să iubească această meserie, să fie corect cu ea și niciodată să nu îi lase sau să nu dea altora șansa să câștige prin unele metode. Da? Haide să curățim fotbalul ăsta românesc. Eu aș face și momentul zero pentru mine ar fi ideal. Și vorbesc aici chiar de Liga 2. Hai să luăm toți. Ce s-a întâmplat anul ăsta? Să mergem toți și să povestim. Fiecare să pună 3 întrebări la fiecare. Să vedem ce iese. Dar credeți că va face cineva asta vreodată? Nimeni. Te puneți acum dumneavoastră 3 întrebări pentru Mărdărășanu, de exemplu. Sunteți un ziarist inteligent. Îmi place. Provocarea e frumos. Vă place tenisul cu piciorul, nu la fileu, așa. Să vin să atac cu capul, cu ce să vin? Are un club loc
Da, eu am crezut tot timpul și acum are Cluj lot de Liga 1. Până la urmă noi suntem la Liga 2. Da? Dar e adevărat că îmi doresc ca în situația în care vom juca bine la București, vom fi puternici din punct de vedere mental și ne vom obține promovarea la Liga 1, să rămână un număr mare de jucători, dar e clar că putem îmbunătăți acest lot. Are prima șansă acum acest lot și... Șansele sunt 50-50. De ce? Dinamo e o echipă puternică și ați văzut și dumneavoastră astăzi, da? Dacă nu vom fi la fel de muncitori, de luptători, de determinați, vom avea mari probleme. Trebuie să uităm meciul de astăzi. Meciul, știți foarte bine, începe de la 0-0. Trebuie să mergem, să avem curaj și, de ce nu, să dăm gol sau goluri, dacă vrem să obținem ceva. Dar, mă repet, presiunea va fi enormă pe toată lumea. Nu numai pe noi, ci și pe ei. Și acum, cel mai puternic va triumfa. Absența lui Eli Fernandez la meciul din retur, o să vă încurce. Avem 23 de jucători. Ați văzut, soluția am găsit. Mi s-a accidentat și Alarcon. Romeo a ieșit. Fundașul dreapta nu mai aveam, că mi s-a accidentat în prima repriză fundașul stânga. Și credeți ce? A jucat Gugu, fundaș dreapta, care normal e fundaș central. Până la urmă, asta trebuie să facă fiecare, pe orice poziție joacă, să se dedice și să facă totul pentru acest club. V-ați așteptat la 2-0 după eliminarea lui Fernandez? A fost un moment cheie, minutul 70, eliminarea lui. Da, în fotbal, să știți că eu am pățit și mai rău. La Liga 2 am avut un joc la Satu Mare. Echipa adversă din minutul 70 era cu doi oameni mai puțin. Și am atacat în valuri și am ratat și am ratat. Și acum tatăl acelui jucător chiar este la noi la centru de copii. Ăsta mai în vârstă, de statură mai mică. Care se ocupă cu organizarea? Onicaș. Onicaș, brav. Și era un băiat și jucă la Satu Mare. Eu eram la Luceafru antrenor. Și ce credeți în minutul 93? Bine, Onicaș jucător cu experiență și a jucat la nivel înalt. Și a jucat și la U, bravo. Am atacat, ok, cu doi oameni mai puțin. Am dat un gol de la mijlocul terenului și m-a bătut 1-0. Și era primul meci al meu la Luceafăr. Ce ar fi trebuit să fac? Să cedez? Să plâng? Poate a fost nedrept, că am avut 50 de ocazii. Dar ăsta e fotbal. Și trebuie să merg mai departe. Și aici credeți că la U n-am suferit? Și sufăr în multe momente. Și vi-am zis de ce. Pentru că noi am pierdut această promovare directă cu echipele mici. Trebuie să o recunosc. Din păcate. Dar fotbalul e imprevizibil, mai ales atunci când îl joci doar pe teren. Se poate întâmpla orice. Și atenție! Asta nu înseamnă că e nebunia asta cu cotele, cu pariurile. Oameni buni, nu cred așa ceva. Și nu cred că vreun jucător de-al meu face așa ceva, iar eu nici atât. Fotbalul, ați văzut în Germania ce se întâmplă, ce rezultate în Anglia. Fotbalul e imprevizibil dacă îl joci pe bune. Da? Și așa ceva, cred că niciodată nu se va întâmpla la U ca cineva să facă, atâta timp cât sunt eu, vreo combinație, vreo situație. Nu. N-am de ce. Îți spui cum s-a văzut meciul din teren și cum ați simțit publicul? Bună seara. Da, sunt foarte recunoscător publicului că a venit în număr atât de mare și chiar am simțit suportul lor și am simțit din teren că e un alt fel de joc, nu cum e la Liga 2. S-a simțit presiunea și viteza de joc ca în Liga 1. Și zic eu că am reușit să facem față acestui joc. Alex, probabil cel mai important gol al tău, să zicem ultimul, a fost o reușită care a declanșat piesa la final. Da, cred că e unul dintre cele mai importante goluri ale mele, neprimit la faptul că am avut și ratarea din unul care e foarte importantă. Însă zic eu că marcarea golului a fost doar punctul care a oferit publicului de a vedea întreaga muncă a echipei. Deci toată echipa a muncit pentru acest gol și eu doar am pus punctul final.
A fost ceva intenționat faptul că n-ați mai mers la galerie la finalul meciului. Doar ați trecut și a salutat. Nu comentez. Nu vreau să comentez asta, sincer. Așa, am salutat toată lumea. Eram obosit și voiam să venim la vestiar să ne bucurăm împreună. Și de la meciul cu Petrol a fost obosit? Atunci a fost altceva, astăzi a fost alt meci. Sunteți supărați pe galerie pentru ultima săptămână? Nu, aici aș vrea să intervin. Să știți că, în principiu, și mai ales eu, am o relație extraordinară. Și acum, dacă tot vreți să știți așa istoria mea la Ucluj, că știu că abia așteptați să aflați mai multe, pot să spun un lucru. Atenție! Eu când am venit aici, știți vorbele, nu te prinde ploaia, nu te prinde... Paltonul, nu te prinde geaca groasă, ok. Am avut înainte să înceapă acest campionat o discuție bărbătească și le-am zis tot timpul. Când aveți ceva de zis, veniți și vorbiți cu mine, față în față, da? Și am avut o discuție bărbătească cu ei și am convenit la un aspect. Câte puncte fac în primele 5 etape? Ați înțeles? Eu am zis că fac 10 puncte. Și a zis, bă, dacă faci 10 puncte, rămâi. Dacă nu, venim peste tine, pleci acasă. Ok, sunt bărbat, sunt aici cu voi, nu e o problemă, accept această situație, da? Țineți minte la Metaglul Globus în etapa 5-a, că eram conduși cu 1-0 în minutul 70, 60, chiar din prima repriză, ați fost și dumneavoastră din câte țin minte, da? Dar cum? Câte puncte aveam atunci după 4 etape? 3, că pierdusem la Iași, da? Să știți că toată perioada asta, și n-am o problemă, am fost și înjurați, și fiecare jucător, și staff-ul, și toată lumea, lumea a fost foarte rece cu noi, foarte neîncrezătoare cu noi, dar noi am mers mai departe. Am reușit să câștigăm, am făcut 12 puncte din 5 etape, a fost bine? Binișor. Și după aia au mai fost situații, dar ei au apreciat acest lucru, că eu vin și vorbesc cu ei orice s-ar întâmpla. Și acum, și oricând, le-am zis, bă, aveți ceva de spus? Veniți. Dar vreau să vorbim civilizat. Nu pot să vorbesc, vă dați seama, cu 100 de oameni. Prefer să vorbesc cu 7-8 oameni, dar să vorbim civilizat, să ne respectăm. Și am toată aprecierea pentru ei. Își doresc foarte mult. Sunt frustrări mari. E adevărat la Cluj că această echipă este la Liga 2. Uitați-vă în tribune. 20, 22, 25 de mii de oameni. Unde mai vedeți? Vă întreb și eu. Credeți că eu n-am frustrările mele când am reușit să promovez direct? Am, le am. Și sufăr. Vreți să vă arăt sau să fac acum pe victima? Am niște pete de 3 săptămâni pe gât. Și n-am fost la doctor. Nu m-am dus la doctor. Dreapta, stânga, aici am pete. O să mă duc când se termină balul. Și sper să-l termin cu capul sus și promovând la Liga 1. Am probleme cu dinții pe aici. Asta e. Mai e o săptămână. Și pe aia le fac pe toate. Cred că mă duc direct în spital. Adică toate lucrurile astea, nu suntem roboți, suntem și noi oameni. Lasă urmă și suferim mult. Deși lumea crede și pare că e așa, e așa. Și viața de antrenor și viața de jucător, în multe situații e și bucurie, dar și suferință și durere. Viața de familie. Viața de familie. E de înțeles și supărarea suportului după niciun fel, așa că cum a fost astfel, iar în fiind de-a patrulea sezon de Liga a doua și prea toată supărarea lui este, tot suportul doresc să promoveze Liga în Sunt de acord, dar... Mai sunt 90 de minute care se poate... Sunt de acord, dar rămânem acolo... Da, ok, rămânem acolo la situația respectivă. Credeți că noi n-am vrut? Știți cum a plouat în ziua respectivă, că vreți? Știți ce posesie am avut? Știți cât am greunat jocul ploaia din ziua respectivă și terenul tot era greu? Ți-am zis, a fost momentul ăla că am luat gol. Că altfel, nu știu cum decurgea jocul. Dar de acolo ne-am chinuit, am mers, am încercat. Asta a fost situația, din păcate. Dar, încă o dată, până la urmă, le mulțumesc jucătorilor că au avut încredere. Și astăzi au avut încredere și am încercat să le imprim multă încredere. Și sper eu să avem la fel de puternici, de fapt, să fim și la următorul joc. Ce o să răspundeți înainte de meciul cu Dinamo de la București, jucătorilor? Cum o să motivați?
mi-a dat seama la câte jocuri sunt într-un an. Din punctul meu de vedere, totul este un moment așa de inspirație. Niciodată nu-mi scriu discursuri sau ceva anume. Doar poate câteodată la final, dacă, de exemplu, la un meci, țin minte că mi-a trimis cineva un clip cu suporterii după meciul cu Steaua. Și acel clip, plus ce a apărut, l-am pus la sfârșitul ședinței tehnice, da? Dar, în general, sunt un tip care simte momentul, simte viața, trăiește viața. E adevărat câteodată impulsiv, dar v-am zis, la mine totul este de intuiție, de moment. Nu pot să zic am ceva anume, că vreau să zic. Intru la ei, le povestesc una alta, ei se mai uită ciudat la mine câteodată, dar asta e. Nu, vă rog eu, nu spuneți că Dinamo e slab. Adică uitați-vă la jucătorii care i-are Dinamo, au avut ocazii. Și eu. Am avut mai puține, dar clar, e adevărat. Dar ei chiar au avut ocazii, au avut multe cornere. E adevărat că ne-am apărat foarte bine la fazele fixe astăzi. Dar zic eu că și noi am fost destul de buni și le-am pus probleme. Așa ar trebui să vedem lucrurile. Nu că Dinamo a fost slabă, și Cluj a fost destul de bună și le-a pus probleme celor de la Dinamo. Da? Îi respectăm, e un club enorm, dar în fotbal fiecare își apără șansa, fiecare își dorește să facă performanță. Din experiența de jucător, nu de antrenor, este 2-0 un rezultat periculos? Orice rezultat, să știți, e periculos. Când joci cu Dinamo, n-am zis de echipa, din experiența de jucător. E important câteodată poate și adversarul. Că dacă jucam cu, nu știu, o echipă de Liga 3-a, să zici că poate nu era chiar așa. Dar în rest, cu o echipă de aceeași valoare sau cu o echipă cu valoare mult mai mare individuală decât noi, este un scor care, până la urmă, e o repriză care am câștigat-o. Dacă suntem puternici și inteligenți și punem în practică ce antrenăm, ar fi frumos să mai câștigăm o repriză. Și atunci, lucrurile cred că sunt rezolvate. Mulțumim! O seară frumoasă!